Ei, salutare și bine v-am găsit. Avem aici boilerul Ariston Chafotiox de 1200 W, făcut în Italia. Cred că l-am de vreo 2 ani, 2 sau 3 ani. Și acum mi-a venit rândul să-l curăț. Că e recomandat să-l curățați la măcar la 2 ani, să-l curățați de calcar, că se depune. Ca asta e, mai ales dacă stați într-o zonă cu apă dură, cum e la noi aici, e jale mare. Așa că, după ce l-ați deconectat de la instalația hidraulică, adică de alimentare cu apă, cu o tubulară sau o cheie de 10, desfaceți astea, șuruburile astea. De 10 nu văd că merg la mână după ce se slăbesc. Bineînțeles, scoateți și termostatul care este prins aici, atașat aici. Să vi-l arăt când îl pun la loc, pentru că eu mai am tutoriale de astea de curățare de calcar la boilerele Ariston și Simat și mai multe modele. Acum o să-i dăm astea jos. Piulițele de la flanșă. Vă recomand să aveți, să vă cumpărați un anod de magneziu. Uite că eu acum nu am, nu mi-am luat. Ca am zis să-i verific întâi stare, da, cu siguranță e corodat, că el are rol anticoroziune. Dar chiar sunt curios cum e, arată. Așa. La mine, dacă pun filtre de calcar, le înfundă cu mizerie, că ăștia alimentarea cu apă de la rețea e jalnică. Bagă mizerie, mai se sparge la ăștia țevi și tot așa. Acum ar trebui să slăbim capacul cu o șurubelniță lată. Vedeți, se mișcă. Acum să-l încercăm să-l agățăm de aici. Și să-l scoatem. Troznește, bineînțeles, că este prins în calcar. Haideți că pun pauză, că nu pot cu o mână. Nu știu dacă se vede. Hai că se vede, dar cu mare grijă băgați o șurubelniță dreaptă sub garnitură. Așa cum am făcut eu. Și dezlipiți garnitura de pe margine. Ea e prinsă în calcar. După care ridicați rezistența sus. Ia uitați-vă și voi ce e aici. După 2 ani aproape că nu pot să o scot de aici, trebuie să sparg întâi calcarul ăsta după lângă rezistență ca să o scot. Ca să am vreo șansă să o scot de aici, că nu e jale. Da, bun, haide să vă arăt minunea calcaroasă. Ia uitați ce era pe ea, nebunie maximă. Stalagmite și stalactite. Să mă apuc să o curăț mecanic, adică cu mâna, și după aia să văd să o bag și în oțet. Ce să mai scot? Dacă nu-i dădeam anodul jos, i-am dat anodul jos în interior, altfel nu mai putem să o scot. Deci doar după 2 ani. După 2 ani în halul ăsta. Uitați rezistența.
Am curățat-o, mai mult n-am ce să-i fac. Era pur și simplu umflată de atâta calcare, doar după 2 ani, jale mare. Am curățat și rezervorul interior. Ia uitați ce am scos. Plus cât am mai spălat, că am băgat furtunul în el și am băgat și un polonic și am mai scos, că nu mi-a încăpea mâna. Rezervorul e ok, nu-i corodat. Dar e jale mare cu calcarul ăsta. Dacă vă știți într-o zonă cu mult calcar, la 2 ani cel târziu curățați-l, că nu mai scoateți pur și simplu de acolo. Eu acum o să fac operațiunile inverse, o să-i pun rezistența la loc, strâng șuruburile și mă duc să-l montez. O să vă arăt și pe acolo. L-am montat pe partea hidraulică. Acum se umple. Nu vreau să văd dacă am scurgeri sau prelingeri pe undeva. Sunt racorduri flexibile. Mi-a lăsat cineva, nu știu, acum câțiva ani, un comentariu maxim. Căci că unde am mai pomenit eu racorduri flexibile, că nu se face cu așa ceva. Bă, băiatule, băi omule, tu în ce lume ai trăit? S-a schimbat lumea asta cu mult față de ce știu eu cum ai trăit tu, în ce peșteră, că racordurile astea flexibile există de mulți ani. Și acum s-au umplut. Și a început să bage apă pe retur, adică pe aici unde ar trebui să iasă caldă. Vreau să văd dacă am scurgeri. Văd că nu am scurgeri. Deci dacă nu am scurgeri, mă apuc și montez partea electrică. Ăsta e termostatul. O să-l bag acolo în țăpușa aia. Adică acolo. Hai că nu pot și eu cu 7 mâini să fac. Da, aici și-l bag așa cu astea. Mi s-a încălcit cablul. Așa cum vedeți, am conectat termostatul și conectorul de la LED-ului care vine aici la astea. Alimentarea lui, acolo șurubul alalt fiind împământarea și cam asta e. Pun capacul și îl conectez la electricitate. Simptomele unui boiler care este plin cu calcar sunt fâsâituri, troznituri în timp ce încălzește. Și nu o să mai aibă eficiență termică, adică ați văzut și voi cum se încălzească el la apa eficient când e un morman de calcar acolo și o să vă consume mai mult curent pentru a vă produce temperatura setată. Gata, l-am conectat și electric și hidraulic. Acum încălzește. Și cam asta e treaba. Vă recomand să faceți operațiunea asta din 2 în 2 ani cel puțin, că e jale mare cu calcarul. Bine, dacă vă știți cu probleme. Dacă nu, puteți să lăsați și mai mult. Bun, sănătate și toate cele bune.